A ucis din gelozie pentru că s-a enervat. Asta e declarația evident șocantă a studentului criminal din Timișoara. Individul a povestit cum a ajuns să o ucide pe Andreea cu 60 de lovituri de cuțit. Le-a spus anchetatorilor că a înjunghiat-o după ce a surprins-o că scrie mesaje pe telefon și fata a refuzat să-i spună cu cine vorbește. Urmează informații cu puternic impact emoțional. Am luat două cuțite oarecare și m-am întors cu ele în dormitor. Am lovit-o. M-am enervat foarte tare. Sunt declarațiile lui Mirel Dragomir, student la medicină și teologie, care le-a descris anchetatorilor pas cu pas filmul crimei. Am observat că Andreea ta sta pe telefon și am crezut că vorbește cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să-mi spună cu cine se conversa. A fost momentul în care individul și-a ieșit din minți, orbit de gelozie. Am încercat să iau telefonul din mână și ea l-a ținut strâns. Am reușit totuși să îl iau și am spus Andreei să-mi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat să o opresc. Ce a urmat apoi în apartamentul din Timișoara arată o cruzime greu de imaginat. 60 de lovituri de cuțit au numărat legiștii pe trupul Andreei. Tânăra studentă la medicină ar fi încercat să se apere. Mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare și m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare și m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori. După crima cu sânge rece, a acționat extrem de meticulos. Și-a așezat victima pe pat și a acoperit rănile de la gât cu părul. În fața cunoscuților s-a comportat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Gesturile sale însă i-au șocat până și pe anchetatori. Mirel Dragomir le-a declarat procurorilor că avea o relație cu Andreea din octombrie anul trecut. El acum spune ce-i convine lui. Nu, erau iubiți cum s-a vehiculat. Erau prieteni, da, colegi la facultate și când era disponibil, o mai lua cu mașina și o mai ducea până la autogară cu bagajul. Este posibil ca relația celor doi să fi fost doar în mintea băiatului, iar în momentul în care fata a refuzat să aibă o relație cu el, toate planurile lui s-au dărâmat și n-a mai putut să-și stăpânească nervii. El, dacă afirma că este îndrăgostit de fata aceasta, nu avea cum să o lovească cu atâta ură. La Facultatea de Medicină din Timișoara, acolo unde cei doi erau studenți, nici profesorii, nici colegii lor nu-și revin din șoc. Mirel, el este un student bun, am zice, pe baza examenelor și realizărilor profesionale. Era student la buget, ceea ce atestă că la media de peste 9 chiar avea preocupări în acest sens. Este o tragedie ce s-a întâmplat. Ea era țelul meu în viață. Eu nu mai am niciun obiectiv acum, sincer. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Andreea avea 21 de ani. Joi va fi înmormântat acasă, în comuna Padeș, din Gorj. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.